Bine, mie sarcina să deschid această lansare pentru că gazda noastră n-a putut să vină. Este vorba de conducerea bibliotecei. Și spun că e o sarcină deosebită pentru că noi lansăm volumul 12 din studii slătinene după o muncă destul de greoaie. Am reușit să facem 12 volume din această revistă și pentru prima dată acest număr este dedicat profesorului Gede Iscru de aici din Olt, pe care eu l-am cunoscut pentru prima dată în 1969, când student în anul întâi, dar nu a făcut cu domnia sa. Apoi drumurile noastre s-au despărțit într-o perioadă de timp și ne-am reîntâlnit în 1973, când domnia sa m-a îndrumat pe mine, împreună cu Liuba Iancovici, pentru admiterea din 1973 la Facultatea de Istorie. Sunt anii de atunci și ne-am gândit noi că profesorul Iscru merită un studiu, un omagiu pentru întreaga muncă desfășurată de-a lungul a 40 de decenii, 50 de decenii de activitate istorică. Aș vrea să mă înțelegeți că dintre cei care am editat această revistă sunt numai eu prezent aici. Prietenul nostru de la București, doctorul Dan Bodea, nu a putut să vină, fiind la Roma, mi-a transmis telefonic un mesaj pe care o să-l citesc în final. Nu a putut să vină nici directorul arhivelor, domnul Bogdan Bădițoiu, așa că am rămas și eu împreună cu dumneavoastră pentru acest eveniment. Când anul acesta, domnul profesor Iscru, am primit 75 de ani. Mie nu-mi vine să cred. Mulțumirile mele se îndreaptă, în primul rând, pentru către domn profesor care a reușit să vină aici, apoi către prietenul nostru, domnul Andy Barcan, fără a cărui bunăvoință și inteligență culturală nu aș fi putut să scot aceste numere de revistă, m-a înțeles și sper să mă înțeleagă. Și cu toate răutățile venite din partea unora, noi continuăm să existăm. Și vom exista atâta timp cât colaborarea dintre mine și grupul de istorici de la București, de la Buzău, va exista. Când nu se mai putea să facem acest lucru, o lăsăm pe mâinile altora să facă această revistă. Îmi dați voie să citesc acum argumentul care ne-a determinat pe noi să dedicăm acest număr profesorului Gheorghe de Iscru, născut aici pe meleagurile județului Olt. Generația de studenți ai anilor 70 de la Facultatea de Istorie a Universității București datorează mult lui Gede Iscru, un profesor documentat, modest, credincios vocației sale de istoric, care ținea la studenții săi, dar în același timp sobru și serios. Prima întâlnire cu domnul profesor m-a fascinat. Vorbea direct și clar, la obiect, iar pe măsură ce l-ascultam, deveneam mai curios, aveam de la cine să învăț. Ce profesor eminent! Activitatea științifică a profesorului Gede Iscru se concretizează într-o relevantă listă de triburi de excepție, cu două etape distincte înainte de 89, cu cărți și studii importante de istorie modernă românească, și după 1989, cu cărți și studii subtile, cu scopul de a, nu citesc,
uita niciodată că nu ești al tău, ci al țării tale, Nicolae Bărcescu. Opera științifică a profesorului Iscu impresionează prin diversitate, prin profunzime, prin insistența asupra unor probleme pe care domnia sa le consideră vitale pentru noi români. Pentru profesorul Iscu, tot ce face e pasiune, merge dincolo de înțelegerea simplistă a datelor și evenimentelor, reușind să lase în urmă teze importante pentru țara sa, pentru neamul său, pentru o nouă renaștere națională. O viață de om închinată istoriei, căci de decenii bune, ce de Iscu reconstituie neîntrerupt fapte și evenimente esențiale, aparținând de epocii moderne din istoria României și de probleme legate de națiune, naționalism, românism. Activitatea științifică de cercetare și publicistică s-au completat cu activitatea didactică, succesiv preparator, asistent, lector la Catedra de Istoria României a Facultății de Istorie din cadrul Universității București, ce de Iscu a modelat o mulțime de studenți, cărora a dedicat și cursul universitar de istorie. Istoria modernă a României 1878-1900 în colaborare, prelegeri de istorie modernă a României, Revoluția din 1821 și multe altele. Iar studenții au înțeles cât suflet și energia depus dascălul lor. Seriozitatea argumentele folosite, sobrietatea, probitatea științifică îi permiteau să transforme seminariile pe care le conducea la Institut Pedagogic sau seminariile speciale de la Facultatea de Istorie în adevărate dezbateri savurate de studenți, chiar și atunci când se desfășurau după amiază. Calitățile sale excepționale, caracterul său, profesionalismul, dârzenia, l-au ținut drept și neclintit în fața atacurilor, în fața vremurilor din societatea românească anilor 90 și trebuie să se mândrească cu familia, viața și opera sa, fără să se întoarcă cu mânie spre trecut. Dimensiunea umană a profesorului Iscu relevă și ea personalitatea domniei sale, profesionalism, modestie, dorința de sprijinire și călăuzirea studenților, onestitatea pentru o idee curată, România profundă. Indiferent ce s-ar spune, G.D. Iscu rămâne un profesor de seamă al Facultății de Istorie a Universității București, care s-a impus prin probitatea cunoștințelor de specialitate, prin corectitudine, exigență, demonstrând ce înseamnă a fi om în vremul turbul, cum să stai drept în mijlocul furtunilor. Cu certitudine și datorită profesorului C.D. Iscu, putem vorbi de o școală de istorie românească, de prestigiu, la sfârșitul secolului 20 și începutul secolului 21. Toate acestea ne-au determinat să dedicăm acest modest volum ca omagiu adus istoricului, profesorului, omului C.D. Iscu, magistru care a împlinit 75 de ani. Un motiv în plus să-i mulțumesc pentru tot. Să-mi exprim întreaga gratitudine, să-i doresc tot binele din lume, fiind o personalitate de valoare a națiunii noastre, care merită întreaga noastră apreciere și prețuire, să mândrească cu familia, opera și destinul său. La mulți ani cu sănătate, mult îndrăgite, domnule profesor Iscu. Sunt emoționat și cred că mă iertați pentru acest lucru. Sunt dorită din toată inima de elevele mele în clasa 10-a. Și nu pot să trăiesc fără să dau citire celui care, cuvintele celui care se află la Roma, transmise prin telefon, cu ajutorul părintelui profesor de la Nicolae Chitulescu, domnul profesor Angelescu, am reușit să iau gândurile doctorului Dan Bodea, referitor la
profesorul Iscru. Profesorul Iscru trebuie gândit, iconizat, mărturisit în triunghiul Dumnezeu, neam, spațiu geografic, în continuă mișcare. În acest spațiu geografic, sfințit de jertfa voievozilor, domnilor noștri, se brodează, se decantează chipul unic al neamului pe care lucrările semnate de sărbătorii le-a sărutat cu dragoste unui adevărat brâncovean. Profesorul meu este un om care aduce neamul românesc pe culmi, numite când Neagoe Basarab, când Mihai Viteazu, când Constantin Brâncoveanu. Este un istoric de ținută europeană, din care se decantează chipul de mare învățat al cronicarilor sau de ținută academică a lui Vasile Pădvan. Istoricul Iscu ne poartă în adâncul de suflet al românilor, de profundis, căci acolo stă tăria românului, în credința reîntinată în smerita închinare lui Dumnezeu, așa cum se liturghisește la Tismana, la Mănăstirea Argeșului. Profesorul Iscu este un constructor al esențelor. Momentul Mihai Viteazu, focul de înnoire vestit lumii de 1821 și 1848, rămân bulgări de aur în corpusul creației eminentului profesor. Profesorul Iscu are nota unei personalități în istorie sau oratorie, unei personalități distincte care îl apropie de Bălcescu și îl înscrie sub cupola regală, unde foresc splendide izvoare, Iorga, Xenopol sau istoricii ardeleni. Istoricul Iscu abordează istoria sub ochiul exigent al propriului neam, pe care îl adoră tocmai pentru că îi cunoaște devoțiunea față de adevăr. Căci adevărul ne face vii, ne dă lumină neasfințită, ca să putem discerne începuturile rostirii române. Doresc cu inimă curată multă sănătate profesorului Iscu și un mult țam pentru avuția de minte și suflet românesc. Dan Bodea, 14 iunie. Acestea au fost cuvintele pe care eu am avut să le spun din partea noastră, a celor care iubim studiile slătinene. Iar acum îi las pe parte dintre colegii mei, iar în final să-i dăm cuvântul domnului profesor Iscu să vorbească despre opera domnului profesor. Aș vrea mai întâi să-l invit pe domnul profesor Teodorescu, prieten antic, care ne îndeamnă să continuăm acest episod al studiilor slătinene. Domnul profesor Dorin Teodorescu. Sunt mai multe lucruri de spus aici. Laudatio pentru un istoric care reprezintă lumea istoricilor din România. S-a făcut deja. Sunt alături de ceea ce s-a spus aici. Trebuie să ne prețuim, asta e pentru tânăra generație, istoricii, mai ales câtă vreme ei există, pentru că repede mi-aduc aminte că a pierdut de curând pe profesorul Buzatu, care era un nume recunoscut în țară și peste hotare, și prețuirea trebuie să ne arătăm în momentul în care am ajuns la concluzia că istoricii noștri ne reprezintă și reprezintă multe valori, chintesențe ale națiunii românești. Pe de altă parte, ar trebui să spun că cei care realizează un asemenea volum omagial de data aceasta, dar studiile slătinene au ajuns la 12-lea număr, merită și ei un laudatio din partea noastră tuturor, celor din județul Olt, pentru că nu e puțin lucru să realizezi sistematic, o dată, de două ori pe an, un asemenea volum în care să existe o mulțime de studii științifice de cea mai bună calitate și care să fie reprezentativ pentru ceea ce înseamnă valoarea istoricilor din acest județ, care, al Domnului, există și
lucrează uneori cu opere notabile și care vor rămâne fără și poate în, de referință în istoriografia românească. Chiar dacă astăzi, acum imediat, nu prea băgăm de seamă despre ce este vorba, probabil că peste ani, de zile, tendința noastră a tuturor este să ajungem, cel puțin, dacă se poate, la nivelul profesorului Iscu, ca recunoaștere națională și, de ce nu, chiar și internațională. Al treilea lucru care se cuvine subliniat este editorul acestui volum, care, spre deosebire de alții, nu realizează doar o primă dragoste odată, ci este constant de ani de zile în a edita volumul studii stăpânene și nu credeau că întotdeauna banii investiți se întorc. Asta înseamnă să contribui la un fapt cultural, la un eveniment cultural care se repetă și care rămâne în ceea ce înseamnă pentru noi toți biblioteca proprie, biblioteca publică sau, dacă se poate și ar fi de dorit, biblioteca din mintea noastră. Toate acestea îngemănate astăzi au adus în fața dumneavoastră și în fața noastră, spre bucuria sufletelor noastre de istorici, un personaj reprezentativ pentru istoriografia românească și în primul rând, și asta mă bucură cel mai tare, un concetățean de-al nostru din comuna de atunci, Cotișoara, astăzi numai sat al comunei Tocrețu, undeva la marginea județului, în care chiar am fost de curând și chiar am avut o discuție cu primarul în ceea ce privește valorificarea expozițională, să zicem, a personalităților din comuna respectivă. Deci toate aceste lucruri înseamnă un prilej de sărbătoare, chiar dacă astăzi e sâmbătă, pentru multă lume și pentru istorici, dar și pentru tineret care ar trebui să înțeleagă foarte repede și profund ce înseamnă patriotismul. Iar pentru patriotism, pentru ideea generală de patriotism, istoric, bine argumentat, dar patriotism în ființa sa, profesorul Iscu este pe departe cel mai reprezentativ în momentul de față, așa că ne bucurăm. Îi urăm multă sănătate și mulți ani de aici înainte să ne mai sature de cerințele noastre spirituale cu opere noi și cu idei care se vor dovedi, este foarte clar, nemuritoare. Vă felicit! După 30 și ceva de ani, vă revent personal. Mă bucur că am acest prilej de a mulțumi domnului profesor pentru două lucruri. Dincolo de istoria neamului ăsta pe care ne-a transmis-o și pe care suntem datori să o ducem și noi mai departe, să mulțumesc pentru două lucruri pe care le-am învățat de la domnul profesor. În primul rând, dăruirea pentru ceea ce facem pentru școală și pentru tinerii care pregătim. Și al doilea, moderație. Mi-au rămas întipărit de cuvintele dumneavoastră și vreau să le reamintesc. Atunci când criticăm, să lăsăm o portiță deschisă. Și pentru asta vă mulțumesc. Mi-am amintit deseori de aceste cuvinte. Ceea ce privește demersul colegilor, îmi permis să spun, și a oamenilor de cultură a acestei comunități, privind editarea acestui volum, mă bucură și aș vrea să, și îmi permit să le parafrazez pe Steinhardt. Cel care spunea că cel mai bun omagiu care îl aduce unei școli sau unei metode, respectiv unui profesor, nu este de a le imita, ci de a le continua. Și le mulțumesc și dumnealor că au înțeles că viitorul unei comunități are la bază cultura. Mulțumesc! Mulțumesc și eu tuturor celor care au cuvânt și domnul profesor. Câteva cuvinte despre Slatina, despre județul Olt, despre istorie în general. Unul din colegii mei de la Dacologie, fac parte din această mișcare cultural-științifică,
creierul, noi așa îi spunem, mișcarea dacologică. I-am trimis, i-am propus eu și a fost de acord că a primit de profesorul Ionașcu o comunicare care s-a intitulat Transilvania, adică Oltenia. Era pledoaria cu demonstrația de rigoare că Transilvania ar trebui să se numească Țara Optului, Oltenia. De acolo vine Optul și se îndreaptă către noi. E o comunicare, poate primești cu o publică în revistă, dacă s-a părbenit, da? Și o să vedeți aceasta. Eu aș vrea doar să adaug la ce a spus doamna Neamă, că în revistă, chiar în numărul ăsta, care se lansează astăzi, despre el vreau să vorbesc eu mai târziu, este un studiu a unui istoric consacrat, ca și Ivaș, cum a fost student și a rămas prieten, Aurel David Eminescu, prima jertfă politică pe altarul Daciei Mare. David este dintre noi toți care ne-am apropiat de Eminescu atât de mult, este cel mai documentat în ceea ce privește situația lui Eminescu. De la început și până la asasinat și după aceea asasinarea post-morte. A doua parte a lui Eminescu, după cartea lui Contelor Codreanu. Deci îl găsiți pentru cei care doresc un studiu temeinic problema asasinării, că a fost un asasinat al lui Eminescu, îl găsiți în acest număr din revistă. Eu vreau să mă opresc asupra acestei reviste. Nu multe județe se pot lăuda că au reviste. Iată că la Slatina s-a găsit un grup de pasionați, de entuziaști, de oameni care și-au asumat răspundere în funcție cu profesorul Ivașcu, cu profesorul Bode, care s-au hotărât să scoată o revistă. E bine că există o revistă la județul și o revistă de istorie și nu numai de istorie, dar în primul rând de istorie. Pentru că istoria este, poate o fi de unor aparențe, este într-o situație dificilă, ca știință. Dificilă. Dumneavoastră vă puteți lămuri, există o prezentare a cărții făcută de mine profesorului Boia, deja o celebritate în lumea profesorilor de istorie și nu numai al lor, deci este România altfel. Căutați în ce număr o fi publicat. Numărul trecut. Numărul anterior. Și este profesor titular din doctor în istorie la Universitatea din București, a fost student cunoscut de mine, a fost un student bun, putea să fie un foarte bun istoric, dar în ultimii ani a luat-o pe altă cale. Și a ajuns acum autorul unor multor eseuri, deci nu carte de cercetare fundamentală, eseu. Scrie eseu când ești deja doct în domeniu, când ai parcurs istoria pe cărți și îți permiți să pui concluzii în ceea ce se numește eseu. Nu. El a debutat, a început cu eseu. Acest ultim eseu care l-a publicat, de ce este română la România altfel, adică de ce se vrea neapărat coada corsică, cam așa este altfel. Este o denigrare a istoriei naționale, din strămoș și până în contemporaneitate. Fără ca el, ca istoric, orice istoric își asumă o răspundere pentru ceea ce scrie, inclusiv o soluție pentru îndreptarea lor. Eu nu știu, n-am nicio idee. Lasă vremea să curgă și ce o aduce vremea. Spuneam unui coleg de la canalul noastră Media de Mol că un istoric își asumă răspundere. El nu își asumă răspundere. Nu pune nimic în loc, iată, așa trebuie făcut ca lucrurile să meargă bine. Asta este.
Ei, astfel de oameni și astfel de oameni sunt foarte cultivați și de-aia vă spuneam că istoria este într-o mare restriște ca știință. După cum, tot în facultatea de unde eu a trebuit să plec, pentru că aveam zile fierbinți și rele după 89, a mai apărut relativ recent, în 2004, o carte de denigrarea strămoșilor noștri reali. Pur și simplu, denigrare. Ei, tot așa, deci sub numele de titrat universitar, această carte, care se va publica probabil și în limbi străine, urmează să ducă peste hotare această denigrare. Deci există un asemenea pericol. De aceea este foarte important că aici aveți o revistă de istorie cu un colectiv atașat importanței acestei științe. Un istoric spunea, unul dintre mari istorici ai lui, Iren Maru, este bărbat, chiar dacă îi spune Iren, asta e acolo, că un istoric este mai bogat, mai bogat față de ceilalți, nu prin bani, bogăție, prin experiența mileniilor de istorie pe care te recunoaște. Deci în asta constă bogăția. Și istoria înseamnă viață. Este călăuza vieții. Asta e cap. Istoria este cartea sfântă, lăsând la o parte cartea sacră sfântă a fiecărui creștin. Istoria este cartea sfântă a celor care vor să învețe de la înaintașul. În această revistă, dacă vă duceți la bibliotecă, cei care nu aveți numele de până acum, sau de acum încolo, dacă le veți lua acasă, veți găsi răspunsuri la multe întrebări pe care epoca de astăzi, epoca contemporană și perspectiva noastră le pune. Iată, s-au publicat materiale despre Mihai Viteazu. Recent, televiziunea publică s-a făcut portavocea unor denigratori ale Mihai Viteazu. O societate, Geto Daci se numește, a făcut un protest. Adriana mea face parte din această societate, Geto Daci. Îl are ca dinamizator pe scriitorul Daniel Roxin. Puteți să accesați la numele lui pe computer, pe internet și găsiți cu multe, multe materiale. Și ca film, adevărul tulburătoare despre Daci. Un protest față de această denigrare a lui Mihai Viteazu la televiziunea română. Nu știu, dacă undeva dau un răspuns sau nu, dar noi am propus. Și de multe ori mi s-a întâmplat că atunci când auzeam astfel de denigrări, să dau câte un telefon, n-am făcut și text scris ca să trimit acolo, prin telefon care ceream o întrebare la replică. Nu s-a dat. Pentru că le încurcă socoterile. Deci, în această revistă găsiți materiale care vorbesc despre așezarea firească a societății noastre pe temelia interesului național. De lupta, poate mai mult decât a altor neamuri, pentru păstrarea independenței, pentru recuperarea independenței atunci când ea a fost pierdută. Și simbolul numărul 1 pentru acela este Mihai Viteazu, istoria noastră. Tocmai pe acesta s-au găsit să denigreze și unul dintre ei era și acest Boia, era și șeful dumneavoastră de a Societății de Științe Istorice, Mihai Manea, care mi-a fost student și era și el un student bun. Dar iată că n-a fost în stare să înțeleagă genialitatea lui Mihai Viteazu. Pentru că Mihai a fost un geniu politic și un geniu militar de valoare națională și de valoare universală. Asemănător cu cel mai mare comandant de ruși al Antichității și poate dintre cei mai importanți ai lumii, Alexandru Macedon. Trag și el, deci făcând parte din Dacia Mare. Este un erou al Daciei Mare, un geniu și un erou al Daciei Mare. Idolul lui Mihai Viteazu a fost Alexandru Macedon. El însuși, la un moment dat,
a dat să înțeleagă că ar putea să, dacă ar avea tot ce trebuie, ar putea să fie deopotrivă cu Alexandru Macedon. Veți găsi, deci, asemenea material care răspund la întrebările pe care lumea de astăzi le pune. Pentru că și eu, ca și alții, nu sunt singurul care a așa ceva. Am considerat că am o răspundere ca istoric. Am arătat foarte clar cu demonstrația științifică aferentă în ce situație se află lumea astăzi. Și în materiale de revistă veți găsi o sumă de articole, în revistă veți găsi o sumă de articole care și ale altor colegi, cum a evocat adineauri doamna în materiale, așa, care răspund la acest întrebare. Deci lupta pentru suveranitate. De ce este atât de actuală să ne pătrunde, de actual să ne pătrundem de ideea suveranității? Pentru că și națiunea, și suveranitatea, și identitatea sunt valori care nu se mai poartă de la o vreme în anumite certuri, în anumite cărți, chiar în manual, se mai poartă. Poate dumneavoastră înși vă nu știți și nu vă subestimez, dar poate nu știți că noi înșine, la ora actuală, nu mai avem suveranitate națională. În 2007, liderii neautentici de atunci au cedat suveranitatea Uniunii Europene. Au uitat și urmașilor. M-am uitat la televizor când depuneau jurământul pe Biblie și pe Constituție de militari când jurau posturile în primire de miniștri și pe Biblie și pe Constituție jurau să apere suveranitatea și independența. La asta autologia termenilor. De, ca și când n-ar fi între ei un filolog, ca să le atragă atenția că sunt termeni cu același conținut. Dar ce mai apără ceea ce nu mai avem? De aceea problema, iată, se revizuiește Constituția. Nu ne trebuie o nouă Constituție care să rezolve, să creeze cadrul juridic pentru rezolvarea acestor probleme majore. Deci este de mare actualitate recuperarea suveranității. Suntem în situația în care ne păsără turci la mijlocul secolului XVI, când și-au instituit suveranitatea asupra noastră. Și acum avem un suveran care ne monitorizează foarte atent. Veți găsi așa și poate că de aceea înainte o să plece mai mult Ivașcu și echipa lui asupra istoriei strămoșilor noștri reali. Pentru că avem o istorie fascinantă a strămoșilor noștri reali. Sunt, nu știu dacă se va transmite atât așa cum au luat băieții astăzi în interviu și pe ce canal se va da, la televiziune sau la radio, există un ghid pentru acești strămoși ai noștri reali și o sinteză. Și asta este cartea consacrată strămoșilor noștri reali. Și nu numai a celor de atunci și a succesorilor lor ca strămoși ai noștri. Ce au făcut ei pentru a ne da nouă moștenire, ceea ce încă mai avem astăzi. Încă mai avem. Deci, pregătim împreună cu Adrian, care mă ajută foarte mult la tehnodatarea acestei cărți, o nouă ediție. Și dacă aș fi o sponsorizare mai substanțială, dacă eu n-am bani, dar dacă o găsi sponsor mai generos, să fac un tiraj mai mare, ca poate să pună un preț accesibil la carte, să poată să ajungă și probabil că va fi pusă și online ca fiecare să-și poată printa eventual acasă și care au acces la un computer și la imprimată cartea la acasă. O istorie, istoria
eu spuneam, e cartea vieții. E viața oamenilor. Și de unde poți să găsești răspunsuri mai pertinente decât din viață, din experiența vieții. De aia spunea filologul acela că e mai bogat un istoric prin mileniile de istorie pe care, de experiență umană pe care le cunoaște, pe care le prefie, știe, le cunoaște. Da. Sunt spuneam adineori că există încă din Antichitate afirmată forțele de dominație planetară. Unele imperiale, altele cu o justificare sacră, o falsă justificare sacră, dar vorba utilizată, pentru dominația lumii, care și-au creat și instrumente pentru a face așa ceva. Antichitate s-a avansat ideea Imperiului Universal. Imperiul Roman trebuia să se întindă cât putea să cuprindă și să ajungă Imperiul Universal. Era un vis himeric, sigur că da, dar a fost și s-au investit mijloace materiale puternice și au lansat atunci ideea de Pax Romana, adică războiul l-au socotit pace, adică pacea imperială se întinde peste toți cei care Imperiul i-a cucerit. Aceste forțe de dominație reactivate în vremea noastră au lansat ideea Imperiului Global, condus de un guvern mondial. Poate vor fi de aici înainte și în această revistă astfel de materiale care să răspundă la această temă. De curând am ținut o conferință la muzeu, la Muzeul de Istorie București, și a apărut și presă, mi se pare că Adrian a trimis-o și la o revistă în afară, intitulată De la Pax Romana la Imperiul Global, un serial istoric de crime politice împotriva națiunilor lumii și a statelor naționale. Asta este drumul. Și societățile umane au fost deturnate din etapă în etapă de la mersul lor firesc. Mersul firesc, conform legii divine a începutului, presupune ca societatea și cea modernă, epoca în care ne aflăm noi astăzi, este în măsură, ar fi trebuit să fie, și acest este obiectivul ei politic fundamental, să asigure armonia socială și democrația reală. Ei bine, în condițiile în care s-au urcat în fruntea națiunilor auto-intitulate de clase politice, în epoca votului universal, egal, direct și secret, cine mai asigură armonia socială? S-a moștenit mentalitatea încă din vremea Imperiului Roman. Horatiu ne-a transmis mentalitatea aristocratului roman. Și ea s-a transmis până astăzi. Urăsc poporul de jos și îl țin departe de mine. Sau cum franțuzii au făcut limba literară franceză. Limba literară. Peste idiomurile multe care sunt în Franța. Fără să ține cont de ele. Întrebat unul dintre ei, de ce ați făcut lucrul ăsta, fără să țineți cont de ce sunt, de cum vorbesc oamenii real în diverse locuri ale țării dumneavoastră. Și a spus Flecher, ca să ne deosebim de limba idioților. Idioții fiind proglodiții vorablei, ca și de pe Gargantua și Pantagruel, așa, care ieșeau mai de capul lor prin porumburi când treceau nobilii pe câte un drumeac în fața porumbiștilor. Ce știu? Acesta este disprețul aristocratului, al îndestulatului, al ciocoilor vechi și noi, față de omul tăjit. Deci, iată ce importanță are că aici colectivul care scoate revista este la curent cu preocupările multora. Nu numai din Olt, ci și din celelalte județe și din alte părți, ca să atragă materiale cât mai importante de istorie, care răspund, iată ce fac
înaintașii, ci răspuns au dat înaintașii noștri. Putem noi învăța de la ei? Putem. Ne-au dat asemenea învățături și, sigur, la ele pot fi amendate cu propriile noastre judecăți. Eu prețuiesc foarte mult apariția acestei reviste, așa, și hotărârea colectivului de a merge mai departe. Și aș sugera, puneți altora mai departe, că această vorbă să fiți alături sub aspect moral, dar și material de această revistă, ca să trăiască cât mai mult și colectivul să-și poată împlini programul de atragere a unor studii de istorie cât mai interesante. Colectivul de redacție și cei care sunt apropiați de acest colectiv de redacție merită toate aprecierile, pentru că, iată, la Slatina este această revistă de istorie, cu studii foarte interesante. Să le parcurgeți, inclusiv pe acestea, dar și pe cele anterioare, să găsiți răspunsul la ceea ce vă preocupă astăzi. Și nu întotdeauna le puteți. Eu mi-am asumat, poate, un risc. Dar nu e un risc, pentru că lucrurile astea le-am spus în această carte. Începem o nouă introducere în epoca modernă și în cartea despre strămoșii noștri de azi. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Spunea de adevăr Adinea Orivașcu. Este învățătura creștină fundamentală de la Iisus, citire, nu? Să căutăm adevărul, că adevărul ne va elibera. Ne va elibera de îndoieli, de niputința de a da răspunsuri la multe întrebări și mai departe. Deci, nu este dogmatic. Nu cred și, crede și nu cerceta. Nu. Căutăm adevărul, pentru că adevărul, așa ne-a învățat Iisus, pentru că adevărul nu va elibera. Acestul și mie asta au fost. Iată, am avut unul din, adică, geniul nostru național și doamna a spus lucruri exact în spiritul bibliografiei recente despre Mihai Viteazul. Au fost oameni curajoși care au scris despre și Georgescu și Teodor Bădreanu și viațele care i-a citit. Dânsa, apropiați-vă de el. Eminescu a fost lovit puternic și din interior, în primul rând din afară, dar și din interior. Și poate că o să vă surprindă, dar căutați, cercetați și veți găsi unul din cei care eu îl prețuiesc foarte mult, pe cel despre care o să vă vorbesc, vă spun acum de o vorbe, dar a fost bun prieten, așa l-a spus cu Eminescu. Cel care i-a dat și el, și nu trebuia să o facă, o lovitură, a fost Caragea. Un mare scriitor, dar sub aspectul ăsta al prieteniei cu Eminescu, cred că el a căzut de pe lista puținilor prieteni pe care i-au avut Eminescu. Băieți și fete, bărbați și femei, documentați-vă și veți găsi așa. E păcat că se întâmplă așa ceva. Am mai fost niște experiențe, dar parcă la Eminescu este mult prea mult ca să procedez în felul ăsta față de Eminescu. Felicitări colectivului de redacție pentru ce am făcut și tuturor celor care sunt aproape și țineți-vă aproape de această revistă și faceți-o că ea să trăiască cât mai mult posibil, pentru că are deocamdată și își vor crește Ivașcu și echipa, își vor crește și al succesori la conducerea acestei reviste. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi de profesor, mulțumim că a ajuns în Slatina, mulțumim că este între noi și poate și cu alte ocazii să ne întâlnim cât mai mulți aici, la Biblioteca Județeană. Vă mulțumesc dumneavoastră că ați fost alături de noi, mulțumesc elevilor mei care nu mă mai întâlnesc săptămâna viitoare și nu doresc vacanță, cu unii mă întâlnesc nu și să ne vedem cu bine și sănătoși în clasa a 11-a și a 15-a. Vă mulțumesc! Să vă mulțumesc pentru vizionare.
Da, stai să... Stai mă, că am ales un care... Da, mersi. Aia, atât tineri. Da. Voinescu. Ce fost? Voinescu. Atanasiu. Militarul. Vasilescu. Vasile Lolea. Titică? Asta e cu Elena Sânghie. Domnul Pătraș. Costică. Domnul colonel Zărnescu. Care din ei? Imediat. Vreau o toată de la. Sunt len coronel. Domnul colonel Victor. 06-7 Domnul Viorel. Iosifescu. 19 Ăsta Elian. Mulțumesc, domnul profesor, poate mai vă și aici stăm. Așa. Muzeul județean. Nu Neagu eu dau. Nu Neagu, muzeul. Neagu. Muzeul județean. Da.